Bună ziua, dragii noștri! Iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei frumoase campanii Regăsirea copilului interior, drumul, călătoria, introspecția către sinele autentic. Astăzi vom vorbi alături de Adriana Petrescu, psiholog, cu Adriana am mai vorbit și despre alte cărți. Astăzi vorbim despre Alice Miller în colecția Parentaj, Revolta corpului, forța vindecătoare a propriului adevăr, recomandarea de carte de astăzi, carte care, așa cum vă spuneam, face parte din această campanie Regăsirea copilului interior. Autoarea, o autoare cu foarte multă notorietate, Alice Miller, în zona aceasta de parentaj, vorbește despre efectele, aș putea spune, nu doar dăunătoare, chiar devastatoare, în ceea ce privesc traumele din copilărie, efectele violenței fizice, dar și ale violenței emoționale, abuzul de limbaj, și în care aceste tipare relaționale disfuncționale, aceste tipare de comportament disfuncționale ne pot afecta nouă relațiile interumane pe care le avem cu cei dragi ca adulți. Că vorbim despre proprii noștri copii, că vorbim despre partenerul de cuplu, relația cu partenerul de cuplu sau chiar despre relația cu părinții noștri. Adriana, pentru început, mergând de la ideea și de la informațiile oferite în această carte de Alice Miller, ce este de fapt copilul interior? Păi, din punctul meu de vedere, copilul interior este resursa la care apelăm ori de câte ori avem nevoie de un nou început, de creativitate, de o zonă ludică și, evident, de zona aceea de autovindecare. În momentul în care ne ducem în zona de copil interior, acolo regăsim procesele acelea pe care le făceam inconștient la vârstă mică, procese care întotdeauna ne țineau plin de energie, plin de imaginație și plin de sănătate. Este fantastică zona aceea. Uite, mă bucur foarte mult și îți mulțumesc, Sorin, din nou și editorii Herald pentru invitație, pentru că ieri, urcând un munte, sunt la munte, chiar am avut parte, din nefericire, de un incident. La masa vecină era o familie cu doi copilași. Unul dintre ei, evident că era puțin neastâmpărat, cum sunt toți copiii pe la 5-6 anișori, și tatălui pur și simplu l-a pleznit. Moment în care, na, de obicei eu ca și adult am controlul manifestărilor mele, dar apropo de copilul interior, copilul meu interior a reacționat la nedreptatea vis-a-vis de alt copil. Drept pentru care am luat atitudine, am întrebat părintele foarte ferm de ce consideră că agresiunea fizică este o metodă bună pentru a educa copilul. Moment în care tatăl s-a uitat urât la mine, dar foarte interesant a fost reacția mamei și reacția copilului. Copilul a găsit în mine un apărător, deci pur și simplu a făcut un pas către mine, pentru că s-a simțit protejat, și mama mi-a făcut un semn să tac, pentru că era teamă că partenerul ei de viață, tatăl copiilor ei, va izbucni agresiv. Evident că n-a izbucnit agresiv, mi-am ținut eu speech-ul de psiholog, că nu este frumos. Sigur, probabil că nici nu i-a interesat, au coborât muntele și și-au bătut mai departe copilul. Dar apropo de mentalitatea noastră, pentru că noi și în discuția precedentă pe care am avut-o, am discutat cumva tot pe marginea mentalității, și anume, bătaia este ruptă din rai. De foarte multe ori când vezi un părinte care își agresează copilul, evident că cumva tendința ta este să aperi copilul. Dar la un moment dat trebuie să te gândești că și părintele, la rândul lui, a învățat această metodă de la părinții lui. Deci niciun agresor nu se naște agresor, decât sigur dacă are o disfuncție foarte gravă mentală, și sunt foarte puțini cei care o au statistic. În schimb, sunt programe pe care le-au dobândit în cadrul familiei. De foarte multe ori, ceea ce agresivitatea înseamnă, incapacitatea de a comunica
și incapacitatea de a putea relaționa cu un semen de-al tău care are altă acțiune decât ți-ai dori-o tu. Acum, desigur că întotdeauna făceam eu o glumă și o paralelă între carnetul de conducere și rolul de părinte. Dacă la carnetul de conducere, când mergi, pentru că trebuie să fii responsabil pe stradă, ți se cere un screening medical, ți se cere un screening psihologic, un test de atenție, din nefericire, în momentul în care devii părinte, nu ți se cere absolut nimic decât o noapte de dragoste. Și foarte mulți copii se nasc dintr-o noapte de dragoste, atât. Părinții nu-și pun problema că ar trebui să fie educați, după cum nu-și pun problema înainte de a duce pe lume copii, ce fel de programe rulează ei. Pentru că, fără să vrem, din nefericire, suntem foarte virusați de acele programe pe care le-am văzut în copilăria noastră. Cei care ne ascultă trebuie să știe că oarecum dezvoltarea noastră emoțională și cognitivă este cumva bazată pe trei etape foarte mari și foarte importante. Este perioada de 0-7, care se numește imprint, deci copilul este imprintat de fiecare informație care este în jurul lui și informație care rămâne ca și proces foarte mult timp din acel moment, poate chiar și toată viața. Deci 0-7, imprintul, 7-14 ani este modelarea, deci copilul devine modelat de societate, dar sigur pe baza pe care a primit-o, deci pe baza de imprint, și după aceea 14-21 este perioada de socializare, copilul pune în practică tot ceea ce a învățat în cele două etape. Deci orice părinte care dorește să aducă armonie în familia lui și dorește ca să își educe cumva copilul pentru a nu merge pe aceeași pași pe care a mers el în copilărie, trebuie să țină cont de aceste trei etape și este foarte ușor, Sorin. Deci dacă ții o foaie de hârtie și împarți aceste etape pe coloane și ți-aduci aminte care au fost procesele pe care tu le-ai învățat, care au fost metodele coercitive pe care le-au practicat pe pielicica ta de copil, o să observi, Lesne, că sunt lucruri pe care și tu le repeți celui tău fără să-ți dai seama. Pentru că sunt argumente și tu ai senzația că ești adult, știi mai bine și ai o putere fantastică asupra lui. Ceea ce este foarte prost înțeles. Dacă ne uităm și în societatea românească, nu am mai discutat și întotdeauna mă voi baza pe structura societății românești, societatea românească niciodată nu a avut grijă să echilibreze această mentalitate că un copil este, adică pe un copil poți să nu-l respecti, că un copil nu are drepturi, că este copil, că un copil nu știe sau un copil este neastâmpărat. Deci acestea sunt etichetări care sunt foarte frecvente. Să ne uităm în familii, după care să ne uităm la școală, după care să ne uităm în viața socială. De foarte multe ori, în momentul în care dăm de un agresor, verbal sau fizic, și ne uităm în viața lui, găsim foarte multe argumente pentru care acel om reacționează așa, el nu știe altfel. Și este foarte important noi toți să ne facem această deparazitare emoțională înainte de a aduce pe lume copii. Chiar și după ce îi aducem pe lume, pentru că aceste tipare rămân o viață întreagă. Și întotdeauna un tipar agresiv se va manifesta foarte interesant. Se va manifesta ca agresor asupra celor care sunt mai slabi și ca și submisiv, ca și victimă, asupra celor care sunt mai puternici. Că asta vedem noi în societatea noastră. Vedem oameni care sunt agresivi, care dau de oameni care sunt și mai agresivi și atunci, evident, ies acele mari scandaluri sau bătăi sau se fac reglări de conturi. Sau vedem oameni care nu sunt agresivi pentru că au trăit într-o zonă de agresivitate și reacționează cumva submisiv vis-a-vis de orice agresor. Și aici statistica spune că marea majoritate a liderilor, din păcate, astea sunt lucruri studiate, au o structură ușor agresivă, pentru că a fi lider înseamnă a conduce. A conduce nu înseamnă întotdeauna cu te rog frumos.
mai departe. Și uite cum ne trezim noi în societate, niște copii cu copilăria interioară zdruncinată, încercând să ne jucăm de adulți. Luăm hotărâri proaste, reacționăm foarte prost și, evident, venim în zona aceea în care spunem că suntem nefericiți sau ne lipsește ceva. De foarte multe ori, Sorin, am observat că oamenii care caută ceva în viața lor și supinesc prin carieră, prin case, prin mașini, prin tot felul de lucrușoare, de fapt au un copil interior nemulțumit. Au un copil interior care dorește să fie văzut și dorește să fie pus la adăpost. Și, desigur, dacă la vârsta copilăriei părinții trebuie să se ocupe de acest lucru, la vârsta adultă tu trebuie să te ocupi de propriul tău copil interior. Și aici mi-aș permite să vă dau un pont pe care cumva l-am descoperit din greșeală, uitându-mă în albumul familiei. Am luat toate pozele și, sigur, am găsit pozele mele din copilărie, de la vârsta cea mai mică până, mă rog, până am ajuns adult. Și am regăsit câteva poze de la vârstă micuță, sub 5 ani. Uitându-mă la ele, am văzut un copil drăguț, protejat, într-o familie frumoasă, și cumva am simțit nevoia, acum, la vârsta aceasta adultă, matură, foarte matură, să-i reamintesc acelui copil că este în siguranță, că este protejat, că în continuare îi sunt acoperite nevoile. Pentru că noi trebuie să știm că copilul interior al fiecăruia are niște nevoi extrem de simple. Are nevoia de siguranță, are nevoia de ocrotire, are nevoia de apartenență, de non-judecată, de iubire necondiționată. Deci acestea sunt nevoile copilului interior. Nevoia de a se juca. Copilul interior dorește tot timpul să se joace. Copilul interior explorează. Și toate acestea sunt vii în fiecare dintre noi, chiar dacă avem 20 de ani sau 40 sau 80, de foarte multe ori urmărim și admirăm acei bătrâni care, bătrâni zic, oameni peste 80 de ani, pentru că și aici e o discuție, poate la un moment dat o să citim o carte despre ce înseamnă vârsta senioratului. Vârstnici. Oameni care sunt foarte copilăroși, în sensul bun. Atenție, ați observat că apropo de tiparele românești, a fi copilăros este perceput a fi ceva neserios? Imatur, infantil. Imatur, exact, infantil. Când colo, a fi copilăros înseamnă a fi creativ, a fi curios, a fi energic, a fi sănătos, a fi viu. Oricine are un copil interior protejat, pe care și-l protejează și și-l cultivă, este un om viu, se vede în ochi, știi? Sunt ochii aceia vii, sunt oamenii aceia care nu se plâng, au curajul întotdeauna de noi începuturi. Ce face copilul când își pierde jucăria? Se supără un pic, dar îi trece. Noi trebuie să ne gândim că în copilărie copiii nu sunt supărăcioși, nu țin o supărare, nu țin o ceartă, nu ține o viață, cum ține la vârsta adultă când ne dezechilibrăm. Și revenind la copilul nostru interior, noi trebuie să-l găsim, să vedem care sunt nevoile lui. Într-o relație de cuplu, de pildă, când un bărbat și o femeie ajung în conflict, de fapt, ajung doi copii interior în conflict, doi copii care nu se văd. Sau fetița doi copii și băiatul, da. Fetița și băiatul, exact. Întotdeauna, dacă ne uităm într-o grupă de copilași la grădiniță, vom vedea că fetițele de mici au niște nevoi și se comportă ca niște femei în miniatură, după cum băieții au niște nevoi. Lucrul care se perpetuează la vârsta adultă este firesc, pentru că la vârsta adultă nevoile cresc, pentru că presiunea socială devine cumplit de insuportabilă. În presiunea aceasta socială, tu nu-ți mai găsești loc ca și copil interior. Tu ce începi să faci? Tu începi să-l ascunzi, tu începi să-l pedepsești, tu începi să-l agresezi. Pentru că orice gând de copilărie în care zici las totul și plec, hoinăresc, chiulesc uneori un pic, vine în contrapondere cu vârsta adultă care zice este greșit să faci lucrurile acestea. Nu este corect să le faci. Ești imatur, cum spuneai tu foarte bine. Și sigur, ce înseamnă toate acestea coroborate decât o viață foarte tristă, o viață plină de amărăciune, așa cum vedem la foarte mulți oameni din jurul nostru, care practic nu se mai bucură de nimic. Aș lega iarăși copilul interior de boli.
Întotdeauna când copilul interior se îmbolnăvește, pentru că este nehrănit, nehrănit emoțional și chiar nehrănit și fizic, pentru că copiii întotdeauna au nevoie de mici lucrușoare care le fac plăcere. Cu câtă plăcere mănâncă un copil un măr? Cât de puțin adulți mai mănâncă merg? Sau, în momentul când copilul interior este uitat de tot, el simte nevoia să fie observat din nou. Și ce face? Vulnerabilizează corpul. Și începe să ofere niște semnale care se duc până la boli cronice foarte grave, în care el își face cumva simțită apariția sau nevoia. Și ne trezim vulnerabili, ca și copiii. Un copil, cum este vulnerabil? Un copil are nevoie de ajutorul celor din jur, că altfel nu se poate hrăni, nu poate să se dezvolte. Și uite cum noi, dacă nu suntem atenți și ignorăm acest copil interior, ajungem niște adulți cu nevoia de a avea adulți care ne ajută. Și ajungem de foarte multe ori acei adulți care, acum o să exagerez puțin, dar din nefericire sunt cazuri foarte des întâlnite, adulți în Pampers, la modul real, pentru că se îmbolnăvesc cronic și devin niște adulți copii care trebuie hrăniți, care trebuie spălați, care trebuie schimbați, pentru că, practic, au dezechilibrat foarte, foarte mult zona lor interioară. În timp ce te ascultam, mi-a plăcut ceea ce ai spus ceva mai devreme legat de coerciție și de pedeapsă. Bătaia este ruptă din rai. Și cred că undeva, nu mai știu sigur, dacă am văzut pe vreo rețea de socializare sau dacă mi-a spus cineva acest lucru, nu mai mi-aduc aminte, dar am reținut mesajul. Bun, și dacă bătaia este ruptă din rai, ați văzut vreodată îngeri cu vânătăi? Mi-a plăcut foarte mult și cumva am vrut să vin cu această completare la ceea ce ai spus tu. Da, cred că în spatele unor episoade traumatice, mai mari sau mai mici, mai multe sau mai puține și prezența lor contează, dar și gravitatea, faptul că noi ajungem să somatizăm este un lucru foarte important. Cum facem noi să depășim tiparele acestea relaționale, aceste patternuri, mai ales relații de cuplu? Ce facem să depășim? Să știi că nu trebuie să facem multe lucruri, trebuie doar să le conștientizăm. Pur și simplu trebuie să încercăm să găsim acel echilibru, să ne întrebăm, ok, cum arată o viață echilibrată? O viață echilibrată are o structură foarte exactă. Are o structură în care corpul se odihnește, este hrănit, are o structură în care spiritul este și el hrănit, zona emoțională este hrănită, zona socială este îmbunătățită și vedem unde avem noi un dezechilibru major. Și acolo unde îl avem, începem să ne întrebăm, să ne introspectăm care ar fi nevoia noastră cea mai adâncă. De foarte multe ori lucrez cu oameni care la vârste adulte sunt foarte sensibili la etichetări. Extrem de sensibili și din nefericire, cred că toată societatea etichetează. Deci ne e foarte simplu să etichetăm. Și în momentul în care observ această sensibilitate, evident că mă duc în vârsta copilăriei, unde un părinte etichetează cu multă ușurință. Când îi spui unui copil, ești prost. Când îi spui unui copil, nu ești bun de nimic. Când îi spui unui copil, ești murdar, ești gras, ești slab, ești... Copilul acela te crede pe cuvânt. Copilul acela nu face diferență. Dragi părinți, aș vrea să vă spun și să fiți foarte atenți. Copiii nu judecă. Copiii învață să judece de la adulți. Niciun copil nu se naște cu criterii de judecată. Nu o să vedem un copil care spune la vârstă mică tata este gras sau mama este slabă sau bunica este proastă sau... pentru că nu au aceste elemente. Aceste elemente le învață de la adulți. Și odată învățându-le, ori se lipesc etichetele de ei, pentru că un părinte care crede că motivează un copil spunându-i în permanență că este prost și că poate mai mult, trebuie să se gândească ce înseamnă pentru mintea unui copil poți mai mult. Cum îi explici unui copil acest termen de poți mai mult? Sau
cheltui prea mulți bani sau, adică copilul nu înțelege aceste fraze, pentru că mintea lui nu cuprinde. De-abia cuprinde mintea unui adult aceste lucruri. Un copil, ca să crească în armonie, el trebuie să se simtă ca în sânul lui Avram, ca într-un rai, adică trebuie să știe că are toate nevoile acoperite și are doi adulți responsabili și pe lângă cei doi adulți are un cerc care este cercul lui social, tribul din care face parte, care evident îl protejează. Citeam undeva un studiu foarte interesant cu privire la triburi și se pare că incidența de depresie este aproape de zero. De ce? Pentru că tribul este foarte bine structurat în jurul unui copil. Copilul și are rolul și simte că face parte dintr-o comunitate. Dacă stăm să ne uităm la copiii noștri români, ei nu prea fac parte dintr-o comunitate. Acest lockdown, această pandemie a scos la iveală faptul că părinții nu-și cunosc copiii, după cum copiii nu-și cunosc părinții, pentru că lunile acestea petrecute nas în nas, 24 din 24 alături de copii, a scos la iveală faptul că nu prea se cunoșteau unii cu alții și de aici foarte multe probleme, evident, după cum și în cuplu. Copiii au nevoie de zona aceasta de securitate. Faptul că dai unui copil bani nu înseamnă că neapărat îi acoperă o nevoie afectivă sau emoțională. Faptul că hiperprotejezi un copil nu înseamnă decât că îl vei arunca în jungla vieții mai târziu fără niciun fel de protecție, pentru că copilul trebuie să învețe să se integreze social, nu trebuie să învețe că este protejat social. Independența și autonomia. Exact, sigur că da. Și atunci aceste lucruri, tu ca și părinte, trebuie cumva să ți le conștientizezi, pentru că copilul, știi, e vorba aia care mie îmi place foarte mult, e o expresie americană, monkey see, monkey do, adică maimuța vede, maimuța face. Ăsta este copilul. Ăsta este copilul. Copilul vede la părinte, copilul perpetuează ce vede la părinte. Copilul întotdeauna va lua apărarea părintelui agresat sau părintelui mai slab. Copilul întotdeauna va încerca prin metode foarte subtile de a ține doi părinți împreună. Sunt foarte multe cazuri în care copiii aleg să se îmbolnăvească doar pentru că părinții aleg să se despartă și copilul nu dorește ca părinții să rămână fără părinți. Pentru un copil, a avea doi părinți înseamnă siguranță, nu înseamnă altceva, înseamnă siguranță și capacitatea de a se dezvolta armonios. Și atunci tu, ca și adult, tu trebuie să-ți pui întrebarea, ce fel de copil interior ai tu, astfel încât copilul interior al tău să se uite corect la copilul pe care tu l-ai adus pe lume. Copilul tău interior mai știe să se joace, mai știe să se mire, mai are curiozitate, mai are bunăvoință, mai are iubire, pentru că copiii iubesc nu foarte curat. Un copil nu vrea să distrugă, un copil nu dorește să polueze. Un copil este învățat să distrugă și să polueze. Copiii nu fac treaba asta în mod natural. Și atunci, în momentul în care observ că tu ai niște probleme, doar conștientizându-le găsești o cale. Mintea noastră este fantastică. În momentul când descoperă că ceva îi lipsește, cumva angrenează niște mecanisme prin care suplinește ceea ce lipsește. De foarte multe ori, eu observ, cel puțin și probabil și colegii mei, că lipsa de conștientizare înseamnă ignoranță, ignoranța înseamnă mult deficit în toate zonele sociale, emoționale, din toate punctele de vedere. În momentul în care nu conștientizezi, pur și simplu nu-ți pasă, ești nepăsător și perpetuezi mai departe. În momentul când conștientizezi, vei începe să vrei să găsești soluții. Și soluții se găsesc peste tot. Acum chiar nu putem să ne plângem că nu avem soluții. De la cărți, la oameni, la filme, la mediul înconjurător, la natură. Noi nu o să vedem niciodată un pui de animal etichetat de către părintele lui, nu o să vedem. O să vedem întotdeauna un animal, deci o mamă, o femelă, care are un singur scop. Are, mă rog, mai multe scopuri, dar printre care cel mai important este să-și protejeze puiul și al doilea, să-l integreze în natură.
Deci nici o mamă de leu, pisică, orice fel de animal, nu își învață puiul să se teamă de tot ce înseamnă natură. Îl învață să fie precaut, nu să se teamă. Deci atenție, eu am o mare temere vis-a-vis de tot ce va însemna începutul noului an școlar, vis-a-vis de această pandemie, vis-a-vis de copiii care, evident că hiperbolizează absolut totul. Deci dacă părinții sunt panicoși că există virus și așa mai departe, copiii preiau și pentru că au o minte ludică, hiperbolizează. Deci ce vom face cu generația aceasta care acum a prins aceste momente foarte interesante? Deci cum vor fi ei mai departe? Cum se vor bucura de viață, cum se vor integra în natură, cum va fi copilul lor interior. Un copil sănătos e un copil care se murdărește, un copil care are anticorp, un copil care aleargă, un copil care mângâie fără teamă, o pisică, un câine. Copiii noștri în momentul acesta nu mai fac aceste lucruri. Cum va fi societatea? Și atunci tu ca și părinte să-ți pui întrebarea, pentru că va fi foarte simplu să ajungi senior și să începi să spui, pe vremea mea noi eram altfel. Păi da, dar tu ai fost responsabil să-ți educi în vremea lui, să-i fie ploaie sau apă sau noroi. Asta înseamnă viață. Înseamnă observi când cineva te pune într-o situație grea de viață, adică te agresează emoțional sau fizic și să știi ce să faci cu acea interacțiune. Dacă tu nu ești învățat ceea ce este normalitatea, adică normalitatea înseamnă respect, înseamnă non-agresiune, înseamnă protecție, tu nu știi cum să reacționezi. Tu la rândul tău vei reacționa ori agresiv, ori submisiv, pentru că nu știi altfel. E foarte bine că apar cărțile acestea. Este foarte bine că această abordare, da, mai ușor ascultă. Este foarte bine și trebuie din ce în ce mai mult mesajul normalității să fie dat pe foarte multe canale. Din nefericire, televiziunea nu este canalul educativ. Din nefericire, pentru că dacă ne uităm pe alte grile a televiziunilor din țările europene, vom vedea că sunt foarte multe emisiuni educative. La noi doar online nu suplinește aceste emisiuni educative. Televiziunea deformează. Televiziunea nu face altceva decât dă un mesaj absolut agresiv și negativ vis-a-vis de educația unui copil, vis-a-vis de ce înseamnă societatea românească. Și atunci, cumva, oamenii trebuie să aleagă ce fel de canale de comunicare urmăresc și din ce canale de comunicare învață. E o mare responsabilitate momentul acesta și ce se va întâmpla în următoarea generație, pentru că pasul de generație este 50 de ani. Dacă ne gândim la copiii ăștia care se nasc, deci generația se va schimba când ei vor avea 50 de ani. Noi ce le dăm ca moștenire? Sper să le dăm niște copii interiori corecți și bine aliniați față de ei. Altfel, mă tem că pierdem pariu cu viața așa cum o cunoaștem noi. Dragii noștri, a fost alături de noi Adriana Petrescu, psiholog. Am vorbit despre copilul interior, pornind de la recomandarea de carte făcută de editura Herald în colecția Parentaj, Alice Miller, Revolta Corpului, Forța Vindecătoare a Propriului Adevăr. Vă arăt cartea și la cameră. Noi ne